Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Social Media. Sunt Mariela Niță. Haideți să vedem dacă mai citește lumea în Vrancea, dacă mai citim noi părinții, dacă mai citesc copiii noștri, pentru că vedem acum toată lumea folosește internetul. Însă avem programe internaționale, avem programe naționale, avem biblionetul, program internațional, însă nu prea știu unele persoane despre ce este vorba. Avem biblioteci la sate, avem internet la sate, însă vom afla dacă avem internet și în cătunele din Vrancea. Și aici mă refer la bibliotecă. Dacă acei copii din cătunele din Vrancea beneficiază de carte acolo la bibliotecile din localitate, pentru că cu foarte puțin timp în urmă, profesori din zonele respective se plângeau de faptul că nu există cărți la bibliotecile respective, se așteptau la donații, însă astăzi o am alături de mine pe coordonatoarea Biblionet Vrancea. Este vorba de doamna bibliotecar Liliana Mocanu. Bună ziua, doamna Mocanu, mulțumesc pentru prezența la Vrancea Media. Mulțumesc și sper să veniți periodic cu informații proaspete, să vedem și noi cam ce se mai întâmplă cu biblionetul ăsta, să spunem oamenilor despre ce este vorba, pentru că foarte mulți nu știu, au auzit doar de bibliotecă și de faptul că merg la acea bibliotecă, am luat o carte, am citit-o, însă stau și mă întreb, mai există oameni care citesc? Bineînțeles că există. Programul Biblionet Lumea, biblioteca mea, este un program de 5 ani finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates și și-a dat start în anul 2008. Este pentru 5 ani și noi, ca bibliotecă județeană și ca județ, am intrat în acest program în anul 2010. Prin acest program, Biblioteca Județeană, prin centru de formare, a primit 11 laptopuri, o imprimantă, scanner, videoproiector, prin care, în acest centru de formare, au fost instruiți toți bibliotecarii care au intrat în acest program. În 2010 au intrat 17 biblioteci orășenești și comunale. În anul 2011-2012, alte 14. În acest an avem încă 12 biblioteci intrate și mai urmează, chiar astăzi am primit un mail, să vedem câte biblioteci vom putea băga în acest program. Asta depinde și de autoritățile locale din comunele respective. Cam câte comune mai aveți în vizor și dacă tot spuneți de autoritățile locale din acele comune, cum colaborați? Cum vă ajută primarii din localitățile respective? Pentru că știu că atunci când vrei să faci ceva, ai nevoie și de bani. În momentul în care primăriile nu beneficiază de sume, știm și noi cum e criza asta financiară și a spus cuvântul peste tot, mai puțin în campaniile electorale. Poate că acum veți avea noroc și veți implementa și în celelalte localități, pentru că vine campania electorală și cu siguranță primarii vor fi de acord să cotizeze pentru a face ceva pentru comunitate. Haideți să vedem unde întâmpinați cele mai mari probleme și cum există colaborarea între bibliotecă și primarii respectivi. N-aș putea să spun că este nevoie de o finanțare extraordinară din partea primăriilor. Nu este vorba de așa ceva. Prin programul Biblionet, bibliotecile respective primesc echipamente gratuite. Păi bun, și de ce spuneți că n-ar exista totuși pentru o colaborare foarte bună între autorități și dumneavoastră, atâta timp cât vă duceți cu toate la ei? Mergem. Dar nu există decât autoritatea respectivă, atât trebuie să înțeleagă. Să fie bibliotecar, să-i faciliteze un salariu. Automat, dacă este bibliotecar, automat trebuie să-și plătească. Deci aici e vorba trebuie să plătească utilitățile respective, așa cum este normal, să fie, să existe acces la internet, deci să fie o conexiune la internet la biblioteca respectivă și cam atât.
Deci nu necesită mare finanțare, nu este, să zicem, că să cere ceva extraordinar sau ieși din comun. Doar înțelegere și să permită bibliotecarului să participe la cursurile pe care trebuie să le facă, cursuri care sunt finanțate și plătite tot de Fundația IREX. Deci doar să-i asigure transportul bibliotecarului până în Focșani, cursurile se țin la centru de formare de către cele două colegi ale mele care sunt traineri. Și cam atât, iar oamenii din acele localități beneficiază de serviciile Biblionet. Copiii pot citi o carte acolo, bătrânii, pentru că văd pensionari care sunt doritori de a descoperi mai multe. Chiar spuneau persoane care veneau la aceste acțiuni pe care le-ați tot avut de-a lungul timpului și spuneau, da, eu chiar dacă sunt pensionară, încerc să învăț tot mai mult, pentru că așa comunic cu copiii când sunt la serviciu, cu nepoții și aflu mai multe. Așa că domnii noștri primari ar fi foarte bine să fie de acord cu ceea ce vreți să implementați în acele zone, pentru că oamenii dumnealor de la comune au dreptul la educație și vor citi probabil ceea ce nu fac acasă. Prin aceste calculatoare primite la bibliotecă, comunitatea respectivă deci are acces gratuit la orice fel de informație. Prin acces la internet își poate găsi un loc de muncă. Persoanele pot comunica cu neamurile, cu rudele, cu copiii care sunt plecați în străinătate. Chiar la Boghești, un sat destul de departe și uitat de lume, da. Bibliotecara de acolo a participat la o nuntă, o rudă nu putea să participe că era în străinătate și prin Biblionet nuntașii au putut să vorbească cu cel care era plecat în afară. Deci el practic a participat la nuntă online. Am văzut că și la Răcoasa s-au luat astfel de inițiative. Bibliosănătatea. Oamenii intră în legătură cu medici de familie, cu specialiști, află tot ceea ce până acum nu puteau afla, pentru că oamenii nu dispun de banii necesari pentru a veni la Focșani, pentru că banii, biletul pentru transport îi ajunge foarte mult. Așa că preferă să stea la biblioteca din localitate și să intre în legătură cu medicii de acolo prin mail-uri. Sau, este un lucru extraordinar. Doamna Mocanu. Este făcut de colegul meu de la Răcoasa, domnul Ghiță Vlădoiu, a avut o idee și o inițiativă extraordinară care chiar a prins și a dat rezultate foarte bune. Vorbiți de aceste cursuri care se fac pentru bibliotecari, vorbiți de aceste cursuri și despre aceste informații pe care le primesc oamenii, doritorii. Cum se fac? Când se fac? Sunt gratuite? Ce se întâmplă cu aceste cursuri? Acum nu știu la ce vă referiți. Normal, cursurile sunt gratuite. Fiind oferite de bibliotecă, sunt gratuite. Bibliotecarii au fost instruiți să acceseze diverse proiecte. Nu există cursuri și pentru acești oameni care vin la bibliotecă și spun, doamna Mocanu, eu nu știu să folosesc internetul. N-am umblat niciodată pe calculator. Există anumite cursuri pentru acești oameni sau doar așa o discuție? Nu, se pot face și anumite cursuri dacă sunt, dacă sunt mai mulți doritori, deci se face un grup, o grupă programă. Se face o grupă de în funcție și de cunoștințele pe care le are fiecare. Deci nu poți să faci unul care n-a pus mâna în viața lui pe calculator și unul care deja știe să umble și are și chiar și noțiuni despre aceasta. Dar dacă vine, să dăm un exemplu, vine un copil și vrea să își scoată un referat și nu știe efectiv. Este datoria mea ca bibliotecar să-i arăt, să-l îndrum și să-i explic cum se face lucrul ăsta. Pentru că eu ca bibliotecar am fost instruit pentru așa ceva. Cât de mult ajută acest program Biblionet bibliotecarul? Cât de mult v-a ușurat munca acest program internațional? Hai să zicem că n-a ușurat-o. Aș putea să zic că... A complicat-o? Nici n-a complicat-o, dar e, cum să zic, e o chestie așa că pur și simplu
timpul trece mai repede, ai mai multe de făcut, dar contează foarte mult și entuziasmul cu care îl faci. Și faptul că tu ajuți un om, ajuți o persoană, ajuți pe cineva și datorită ție, persoana respectivă a găsit o soluție la problema pe care o căuta. Sunt mai mult doritori, comparativ cu anii trecuți, până să fie implementat acest program? Da, bineînțeles. Păi gândiți-vă numai că bibliotecarii înșiși nu știau să utilizeze calculatorul, nu știau să acceseze, să umble cu un calculator, să tasteze, nu știau. Prin acest program, deci bibliotecarii, în primul rând, ei au fost instruiți. Deci ăsta este un mare câștig. Și la rândul lor, ei instruiesc pe ceilalți, persoanele din comunitate. Vorbeați dumneavoastră de câteva localități din județul Vrancea unde doriți să implementați acest program. Despre ce dotări este vorba în aceste localități și în cât timp credeți că veți reuși să implementați biblionetul la țară în acele localități? Deci eu pot să vă spun că am niște cifre aici. Deci în anul 2010, ca și valoare, aproape 300.000 de lei, deci valoarea echipamentelor primite, și în anul 2011 încă vreo 200.000. Deci în total, în anul 2010-2011, aproximativ 500.000 de lei. Deci din dotări de calculatoare și alte echipamente IT. În anul 2012 cam tot în jur de 200.000, țin să precizez, calculatoarele vin inclusiv cu softul integrat. Deci care softul costă aproape cât costă echipamentele. Deci este donație de la Microsoft. Și cum hotărâți câte calculatoare primește fiecare bibliotecă în parte? Sau aveți o cifră standard? Da. Fiecare bibliotecă primește 3-4 calculatoare? Este în funcție și de numărul populației localității respective. Deci ce populație există? Și în funcție de populație. Unde ați dus cele mai multe laptopuri, cele mai multe calculatoare? Nu, nu, nu. Laptopuri au fost primite doar la centrul nostru de formare, atât. În rest au fost aduse desktopuri, monitoare cu căști, cu camere web, imprimante, scanner, videoproiector și ecrane de proiecție. Cele mai multe, deci în afară de centrul nostru de formare, au fost la Adjud. Și în rest, la secția pentru copii 6, la sala noastră de lectură, sala de internet, au fost 10. Și în rest, 4, 3 sau 2, în funcție și de populația respectivă și de spațiu, evident. Doamna Mocanu, de când cu acest program, cu biblionetul, cu acest internet, mai solicită copiii sau pensionarii cărți sau vin și intră pe internet și cam asta e. Mai există donații, doamna Mocanu, de carte? Pentru că noi ne-am mai întâlnit și în alte emisiuni și chiar discutam și chiar atunci îmi spuneați, da, am mai donat nu știu cine pentru nu știu ce bibliotecă. În ultima perioadă mai vin donații de carte? Da, mai vin. De la persoane fizice, da, mai vin. Mai stăm mai prost, așa să spun, cu donațiile, cu achiziția de carte, deci cumpărare de carte. Dar vă spun un singur lucru. În momentul în care copilul merge la calculator, la bibliotecă, vrea să acceseze internetul. Deja sunt biblioteci în care totul este programat. Deci este cu listă de programare. Tu stai de la ora cutare până la ora cutare, între timp ceilalți așteaptă frumos și bineînțeles că iau o carte, citesc, socializează cu ceilalți copii. Deci asta este foarte important, să socializeze. Eu știu că aveți foarte multe plecări, aveți foarte multe cursuri, aveți foarte multe schimburi de experiență. Ultimul schimb de experiență a fost undeva prin Polonia. Haideți să facem o comparație așa, cu ce avem noi în țărișoara noastră dragă România, biblionet în România și biblionet în afară. Există termen de comparație? Și da și nu.
Deci am fost în Polonia în februarie 2012. Eu împreună cu alți colegi coordonatori din țară ca și mine, tocmai pentru a vedea cum stau lucrurile acolo. Polonia este una din țările care a beneficiat tot de investiția aceasta majoră din partea Fundației Bill și Melinda Gates. Ce pot să spun? Bibliotecile poloneze sunt altfel organizate. Deci sunt foarte multe biblioteci organizate. Există aproximativ 8500 de biblioteci în toată țara, în toată Polonia, dintre care 6500 sunt rurale. Există zone cu biblioteci voievodale, este cu tot o altă organizare. În schimb, ei se axează foarte mult pe o coaliție, un fel de o legătură între biblioteci, autoritățile locale și alte organizații non-guvernamentale. Ceea ce la noi nu prea există. Da. Deci organizații non-guvernamentale care efectiv vin în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. Deci vin efectiv la bibliotecă, vin cu o idee, o expun bibliotecarului respectiv și haideți să facem. Deci organizațiile non-guvernamentale vin și fac lucrul acesta. Pe când la noi nu este așa. Deci noi trebuie avem să în Vrancea vreo organizație care a venit și a spus da, vreau să mă alătur și eu acestui program Biblionet. Nu știu să vă spun asta. Nu, deci nu avem. Nu am cunoștință de... Am înțeles. Dar este un lucru extraordinar pe care îl fac aceste organizații. Și ei organizează absolut tot. Deci, practic, biblioteca este spațiul de întâlnire. Păi în momentul în care... Și fiecare cetățean știe că la bibliotecă, dacă are nevoie de o informație sau de orice altceva, acolo găsește. Deci asta se dorește, biblioteca să fie un fel de centru de informare comunitară. Păi bun, și acum la întâlnirea asta pe care ați avut-o în Polonia, nu ați încercat totuși o apropiere de aceste biblioteci din... zonele respective. Da, noi ținem legătura cu acele biblioteci, suntem la curent cu ceea ce fac ei, le împărtășim și noi ce facem noi și ce putem face. Dar mai mult decât atât, se poate în următoarea perioadă, între cei din Polonia și cei de la noi? În Polonia, entuziasmul bibliotecarilor, dăruirea bibliotecarului. Nu credeți este că enormă. Și motivația financiară și are rolul ei, doamna Mocan? Da, este și asta. Este și aș fi oarecum să zic că nu dă și motivația financiară. Dar îi vezi, sunt altfel, sunt plin de dăruire. În momentul când fac un lucru, îl fac așa cu un entuziasm și cu drag. Doamna Mocanu, mai avem puțin până la finalul acestei ediții social media. Ce îi mai așteaptă pe vrânceni în următoarea perioadă? Eu știu, cu ce programe mai veniți în întâmpinarea lor? Noi ne străduim să facem o... După ce se încheie acest program, să o continuare a programului. Deci este foarte important ca acest program să continue prin alte proiecte. Prin alte proiecte cu aceeași fundație sau încercați să găsiți alte sponsorizări din altă parte? Dacă ar fi cu aceeași fundație, ar fi nemaipomenit. Asta rămâne de văzut. Dar trebuie să găsim și alte modalități și alte soluții. Pentru copii, ce idei mai aveți, doamna Mocanu? Ce pot să spun? Eu știu, în cadrul acestui program, Biblionet, puteți avea, mă rog, o secțiune, o altă acțiune cu destinație directă copilul? Eu știu, pentru că acum vedem, vin și copii și vârstnici strict pe această parte, pentru că dumneavoastră răspundeți și de școlile din zona sud. Cred că sunt foarte mulți doritori în acea zonă. Sunt foarte mulți doritori. Din păcate, spațiul de la sud este așa cum este și nu prea ne permitem să facem acțiuni acolo. Dar este bine și așa. Acum este un proiect, dar pentru adolescenți, pe care îl fac colegii mei de la sala de lectură, Teenage, vârsta adolescenței, care se face în colaborare cu câteva biblioteci comunale.
Deci este în desfășurare până în aprilie 2013. Doamna Mocanu, vă mulțumesc pentru prezența la Social Media, mulțumesc că ne-ați dat câteva detalii despre acest program Biblionet, despre cum se derulează la noi în județ și sper să veniți cu informații proaspete în cel mai scurt timp, să-mi spuneți și de alte proiecte, eu știu, și de alte organizații care se implică, care se implică, poate se implică și domnii noștri care mai au puțin și intră în campaniile astea electorale, poate că veți avea șanse la sate să implementați mai devreme decât vă așteptați acest program Biblionet. Da, și sperăm. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc doamnelor și domnilor că ați fost alături de noi. Sunt Maria Laniță, vă mulțumesc și ne revedem în foarte scurt timp. La revedere!